știm ce e aici, dar aici e interesant, e ce e acolo. E ceva carne stricată, un mucegat. De ce aia e cel mai interesant, ce e acolo? Puteți ne arăta și noi ce se face? Tată, cred că nu vă credeți că le folosim la materia primă. Nu, dar cum, da, da. Cum să le țineți astea păi, stricate de la drojdia bună? De la proprietari, nu știu. Oare, oare e în regulă? Nu e. Vedeți cum miroase, simțiți da. Miroase? Da, miroase. La Cozumac. Rahatul fost la Cozumac. Asta expiră în 12 iunie 2013. Cred că e trecut de 12 iunie, tocmai că nu l-am folosit. E trecut de 12 iunie, nu? Suntem în 3 septembrie. Regulă. O să-l retragem ăsta de la comercializare, să știți. Oricum nu este. Nu, nu l-ați găsit în Cozumac. Da, nu trebuie să-l găsim în Cozumac. Nu l-ați găsit în Cozumac. Nu, 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 nu. Haideați că... Că se aruncă, că se aruncă. Domnule, vă stai exagerat, domnule. Andreea. Este ceva slănină, mi se pare că deci ulei ținut pe slănină. Ca să nu se ridice capa. Am înțeles. Ăla nu... Înțeles. 4 lucruri. Ăsta e este da, 22.8 și ulei a expirat, domnul. Haideți, haideți, nu un pic, dați-mi un pic. Nu, deci uleiul a expirat din 22 august 2013. Bine, de 7, de 9 zile. Da, de 9 zile, de 10 zile a expirat. Da, da, dar nu e ok. E în regulă? Nu, da, uitați-vă cum arată spațiul. Pentru casă. Deci asta e, asta o chiar am trecut măsura. Deci avem aici este un premix. Un premix care a expirat din data de 26.09.2010. În 2010, adică de 3 ani, da? Asta luăm cu noi. Da. Uitați, unde am făcut cu pixul? 26.09.2010. Când e toată lumea gata. Da. Asta, stai, da. Mai gata? Da. Așa? E ok? Da. Deci începând din data de 26 august 2013, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a început o acțiune de verificare a produselor de panificație și respectiv a pâinii. Până în prezent, colegii mei au verificat peste 20 de operatori economici, la 17 dintre aceștia găsindu-se probleme. Pentru problemele care s-au găsit, au fost sancționați cu suma totală de 84.000 de lei. Astăzi am făcut un control inopinant în baza tematicii avute pentru acest control. Am găsit mai multe probleme și aș vrea să vă enumăr câteva probleme, de la spațiile de depozitare până la faptul că în camera de frig s-a găsit o cantitate de 5 kg carne de porc care era în stadiu avansat de putrefacție. Au mai fost găsite probleme de informare, au mai fost găsit premix, de exemplu, expirat din septembrie 2010, ulei care era folosit pentru aceste produse de panificație, de asemenea cu termenul de valabilitate depășit,
făină de mălai cu termenul de valabilitate depășit. Urmează în momentele ce urmează să continuăm controlul, iar decizia care o să iau astăzi este de oprire temporară a activității. O să fac o propunere în acest sens până când operatorul economic va intra în legalitate din punct de vedere al producției de pâine. Va primi și o amendă? Da, va primi mai multe, un cumul de amenzi pentru informare, pentru păstrare, pentru condițiile de păstrare, pentru depozitare conform Ordonanței de Guvern 21, pentru produsele cu data limită de consum. Bineînțeles, încă actul nu a fost finalizat. Sancțiunile, de exemplu, pentru depozitare sunt de la 2.000 la 20.000, pentru produse expirate de la 2.000 la 20.000, pentru